Când vine vorba de propria ta bunăstare, nu trebuie să te lași influențat de presiunea socială. Singurătatea nu este nici pe departe ceva negativ, ci oportunitate pentru a te dezvolta ca individ. Se spune deseori că singurătatea este necesară pentru ca noi să descoperim mai multe, nu doar compania altei persoane. Noi, oamenii, suntem ființe sociale și avem nevoie de interacțiuni cu ceilalți pentru a crește, a învăța și a trăi. Cheia succesului este însă să realizăm un echilibru. Singurătatea este absolut necesară pentru a ne putea menține sănătatea mentală. Momentele în care suntem singuri sunt clipe de liniște și de reconectare cu noi înșine. Dar, pe parcursul vieții, vom trece prin perioade în care ne vom simți încătușați, evenimentele și persoanele din jur sufocându-ne. Presiunea din jurul nostru ne poate face să simțim că am pierdut total controlul. Simțim că abilitatea noastră de a ne alege propria cale este îngrădită și că oportunitățile noastre au devenit dintr-o dată limitate. Atunci este momentul să acționăm și să facem o schimbare. Singurătatea nu este periculoasă. În opera sa, celebrul scriitor american Charles Bukowski ne-a transmis un mesaj foarte important. Uneori, singurătatea este necesară, aceasta fiind un veritabil dar. Asta nu înseamnă că trebuie să ne petrecem toată viața deconectați de societate, de oamenii din jurul nostru, de distracții colective sau de iubire și prietenie. Relatează Doza de Sănătate.ro.